Programul Startup Nation 2018 are asigurată finanțarea. Premierul României, Viorica Dăncilă, a anunțat astăzi că guvernul va aloca 2 miliarde de lei, finanțarea necesară pentru întregul program. Vom continua acest program important pentru dezvoltarea mediului de afaceri românesc și îl vom îmbunătăți pentru a oferi șanse cât mai mari antreprenorilor care vor să-și transforme ideile în afaceri de succes. Vom aloca resurse bugetare de 2 miliarde de lei, astfel încât să acordăm finanțarea nerambursabilă de 200.000 de lei pentru fiecare beneficiar, pentru 10.000 de firme. Deși mediul de afaceri și consultanții au dezaprobat noua formă a programului Startup Nation, de la vârful guvernului schimbările se văd bune. Proiectul pentru programul Startup Nation 2018, depus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, arată că în acest an vor fi depunctate proiectele din județele unde există o densitate mare a firmelor. Clujul, Bucureștiul sau Timișul sunt câteva exemple de zone unde antreprenorii aflați la început de drum au slabe șanse să prindă o finanțare startup. Acest proiect este construit pe baza experienței din Startup Nation 2017 și răspunde mai bine dorințelor și nevoilor exprimate de antreprenorii aflați la început de drum. Va fi un program mai clar, cu o procedură de achiziții simplificată, iar modul de lucru cu beneficiarii va fi uniform în toată țara, atât în cazul agențiilor regionale, cât și în cazul băncilor partenere. Prin Startup Nation 2017 au fost înființate peste 8.000 de firme și au fost create peste 21.000 de locuri de muncă. Antreprenorii care au apelat la o finanțare Startup Nation de anul trecut sunt tineri cu vârste cuprinse între 21 și 40 de ani, iar domeniile de activitate pe care le-au ales sunt producție, industrii creative, servicii și IT.